Încrederea e cea mai bună armă în lupta cu pandemia. Am decis că trebuie să auziți cu toții acest mesaj optimist, mesaj rostit de un medic de la Spitalul Militar. Un gând de ținut minte, grija și empatia față de ceilalți pot face minuni în aceste vremuri grele. Eu vreau să transmitem un mesaj de siguranță și de optimism. În România s-au implementat niște măsuri de distanțare socială dinainte ca virusul să fie transmis intracomunitar. Ori acest lucru nu a fost cazul, de pildă, în Italia, în Spania, în Franța, în Statele Unite ale Americii. România, în momentul de față, are situația sub control. Important este să evităm o dublare sau o triplare a numărului de cazuri noi apărute și înregistrate de la o zi la alta. Ne așteptăm undeva ca în jumătatea sau după jumătatea lunii aprilie să ajungem la un maxim de cazuri noi identificate pe zi, probabil vor depăși chiar 500 de cazuri noi, ca mai apoi spre sfârșit de aprilie și început de mai să înregistrăm o scădere lentă a numărului de cazuri noi și sperăm noi undeva către sfârșit de mai, început de lună iunie, să vorbim chiar probabil de relaxarea acestor măsuri de distanțare socială. Nu se poate să așteptăm doar de la sistemul medical minuni. Noi facem tot ce ține de noi, stăm la spital și încercăm să oferim o asistență medicală de calitate tuturor pacienților, însă, până la urmă, efortul trebuie să fie unul comun, iar persoanele de acasă, cetățenii acestei țări, trebuie să înțeleagă că fiecare dintre ei sunt foarte importanți în gestionarea pe mai departe a acestei epidemii. Și este important să ne gândim la noi, la cei dragi nouă și la cei din jurul nostru pentru a avea niște rezultate foarte bune